Domnule, cei care urmăresc canalul meu știu, știu foarte bine că n-am avut nicio șansă, niciun succes la capitolul prun. Am început cu stângul, am luat de aldi Diana, de Aldi Stanley, de aldi de Cutari, de pe unde le-am luat, vorbesc de foarte mulți ani în urmă n am avut nicio treabă, deci și din asta, din categoria asta a japonezilor, am luat cred că erau vreo patru, erau vreo patru soiuri care încep, începeau cu black, black diamond, asta este black diamond, deci diamantul negru, ăsta este, după care am avut, ff, sincer să-mi le aduc aminte că au su cu mult timp în urmă e vorba de 2-3 ani în urmă, deci n-au dat niciun randament. N-au dat niciun randament. Probabil ei ar fi dat cumva un randament, dar eu neaplicând tratamente specifice prunului, viespea, cutare, gângania, crocodilul, hipopotamul, toate minunile astea, eu ne ținând cont de tratamente, le-am lăsat în voia sorții și am avut cred că undeva la vreo 4 din categoria Black. Black Diamond, Black Amber, Black... Nu mai aduc aminti, dar sunt multi. Ăsta pe care l-am format pe lider central, așa, se vede foarte frumos. Băi, nu m-am lăsat de asta, nu m-am lăsat pentru că mi-a rodit timpuriu, deci e precoce ca și rodire, cred că undeva la, în, în al doilea an, în al treilea an, am avut fructe. Să spun un minus, care ar fi un minus, este într-adevăr bolnăvicios, deci dacă îl ții cu tratamente, nu vei avea această ciuruire, pentru că anul trecut nu s-a putut mânca nimic din el, datorită acestor ciuruiri, plus îngălbenirea asta a frunzelor. Deci specific din start că nu a fost tratat niciodată niciun un niciun nici un fungicid. Probabil că dacă îi aplici un fungicid, două, trei, cel mult trei pe an, e și mai șmecher. Dar uite, îmi place aici acum o garnisit, deci, ai, deci ce se vede aici, ce se vede aici, la anul va fi până acolo, până la bifurcația aia. Deci, nu am renunțat la el, la restul am cam renunțat. Au combat efectiv. Deci, clei, era clei pe unele soiuri, erau cleiuri. Uite, te, văd o chestie aici. Păduchi. Oh, nu, e păduchi, eu, a, nu, e un puf din asta, așa. Deci n-am avut, bă, deci uite, deci este al doilea an, dar nu consecutiv. Anul trecut am avut rateu total. Totul a fost ciuruit pentru că au fost vășăspundicii. Vășăspundicii s-a întâmplat treaba asta pentru că a fost primăvară, primăvară cu nivelul de umiditate în atmosferă foarte mare. M-ați înțeles? Nu-i place umiditatea sub nicio formă. Deci umiditatea în atmosferă nu-i place. Preferă prefer uscăciunea, m-ați înțeles? Și îi place căldura. Îi place căldura, deci și așa el aici nu este. Nu este plantat într-o poziție optimă. Dar, în fine, uite, soarele acolo, acolo ies tu. undeva la 9 dimineața, vine soarele acolo și după aia are soare în toată zona aia până seara târziu. De asta s-au și dezvoltat. Uite, numai așa fac. Uite, numai așa fac. Deci, asta este calibru. Asta este calibru. Acum este coaptă. Asta este calibru acestei prune. Da? Deci, această prună, în fine, rămâne la aprecierea fiecăruia. Eu, pentru mine este campioană, suculentă, gust echilibrat, dulce-acrișor. Într-adevăr, într-adevăr, cojița. Cojița un pic dură, dar nu deranjantă. Nu deranjantă sub nicio formă. Uh, nu tu probleme cu viespea. Pici, picolo, hai să arăt și. Nu am, nu găsesc aici. Am mai, am mai găsit pe jos vreo 2-3 și când le-am desfăcut într-adevăr, era un vermișor. Dar 2-3 la Dita mai producția, îmi pare rău. Să merită fără tratamente, spun da, dar miti, să l întreții cu tratamente, da. Dacă îl întreții cu tratamente, tu mănânci, tu mănânci familia ta. Mai înțeles? Uite, asta e prună de deci, ce un, un, în sfârșit mă declar și eu mulțumit de un soi de prună care poate fi lăsat în legea naturii și consumat efectiv în starea lui naturală. Ce vreau să vă mai spun? Trebuie cules, trebuie cules măcar cu o săptămână înainte de maturare. Unele persoane preferă, li preferă mai la supracoacere mai moi așa, dar dacă ai rupt din ea, te-ai umplut de zeamă din cap până în picioare. Eu prefer cu pulpa așa mai cărnoasă. Pulpa nu este aderentă la sâmburii, deci are un sâmburaș foarte mic. Mai am sâmburelul prin, prin buzunar pe aici. Da, l-am. Un sâmburi mic, delicat. Uite-l. Asta este sâmburelul. E mai mic decât unghia mea mare sau pe acolo. Așa. Deci pulpa nu este aderentă la sâmburii în caz de procesare și vrei și ai de taiat, de decupat, tu, 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 tu n-ai probleme cu sâmburile, nu te chinui cu nimic. Și acum, pe data asta, nici nu știu cât suntem astăzi, 10 august, 11, 12, abar n-am dar undeva la, în prima decadă a lunii august. Așa. <coughs> Hai ca să mai termin, să mai aduc câteva specificații soiului. Deci după cum vedeți, el a fost format pe lider central, a fost efectiv, deci uite, rodul, deci unde, unde e rod, eu nu am creșterii vegetativă, gen, gen ramură din asta, ramură din asta. Deci efectiv tot rodul este adus, este adus, prin tăieri, repetat, repetitivi, uh, cât mai aproape, cât mai aproape, cât mai aproape posibil, uite acolo sunt niște, niște chestii, astea au fost îngrămădite și uh, n-au mai, mai, respirat și cred că le și așa atacat ceva, mă gândesc, dar în rest, uite, deci cam asta e sistemul, uite și asta e mumificată sau ce fi, asta cred că e mâncată de gângănii. Deci uite, uite, nu asa. De ce am lăsat anul ăsta? De ce, am, de ce am așa de multe creșteri vegetative? Pentru că în mod normal eu nu ar fi trebuit să le am creșterile astea vegetative. Ar fi trebuit să lucrez efectiv pe vârf în sus și pe laterale foarte puțin. De exemplu, de la an la an, dacă de aici, de aici de la liderul central și până în capăt am buchetul ăsta și plus buchetele ascunse, ar fi trebuit efectiv să retez. Ăsta ar fi trebuit retezat. Tot, toate creșterile astea trebuiau retezate la timpul lor. Dar nu le-am retezat pentru că am hotărât în felul următor. Una la mână, orice creștere vegetativă, orice lăstar din asta care se vede răzleț așa, dar oricum a, a, am o deschidere foarte decente, să știți. Deci fiecare lăstar din asta are deschidere decente uite, decent, decentă ăsta, uite, eu aici pot să-i fac, pot să-i fac o trageri și o scurtare și după aia să-mi rămână asta încoace. Dar este prea de vreme. Îmi place foarte mult așa cum arată acum. Deci nu am nimic de comentat în privința dumnealui. Uite, bă, uite, uite, uite și tu aici, uite și tu aici, uite și aici, uite. Deci ce pot să reproșa? e, cât cap, e cât capul de la pisică, e cât capul de la pisică. Deci foarte bine, foarte bine rodești aproape, aproape de trunchi menționez iarăși că a fost rărit la greu și cu toate astea tot s-a înghesuit. Uite cum a prins-o pe asta aici. A încarcerat-o pe asta aici. Uite, 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 Și când, când, deci uite, din cuibul ăsta superb, asta nu a mai reușit, nu a mai făcut față la situației. Și s-a stricat. Că uite, are bubă, 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 bubă. Și menționez, a fost rărit. Deci, puteau fi putea fi și mai bine, putea fi, situația se putea prezenta și mai bine, mult mai bine. Cred că... Bun, dar așa învăț, așa învăț soiul, soiul învăț de la an, la an de la an la an. Uite aici nu am explicații. De ce asta singură de aici nu s-a dezvoltat la calibru ăsteia de aici? În fine, Astea se învață pe traseu, sunt detalii și se învață pe traseu. Ok, gata, astăzi este ziua de cules, v-am prezentat, dacă mai aveți întrebări în privința acestui soi, puteți să lăsați în comentarii și astăzi este ziua lui Dicules, Nu sunt la supracoacere, este undeva la coacere, la maturare medie, medie. se bagă la loc răcoros, dar răcoros, m-ați înțeles că încă este cald afară, deci cei mai dur undeva la umbră, cei mai așa la frigider. La frigider se, se consumă în stare proaspătă. Mi-a lăsat un, un, un de al meu un comentariu pe Instagram și mi-a spus din propria lui experiență că nu l-a bubuit, probabil cunoaște soiul, probabil cunoaște soiul, și mi-a zis că nu-i wow, mi-a zis că nu-i wow la gust, eu zic că este foarte wow. Și nu vă mint că nu am niciun interes să vă mint că n-ar fi bun. Deci uite, asta nu s-a mai dezvoltat. Deci necesită răriri, deci de, la, de la calibrul ăsta, de la calibru ăsta, așa, mățățăl, mățățăl. Deci uh, calibrul ăsta care l-am eu în mână, e undeva... Uh, Undeva un calibru mediu la pruna de generi renglot, renglot înseamnă prună rotundă, da, ok, normal, calibru, uite, deci la, la soiul ăsta, ăsta e calibru, ăsta este calibru și cred că se poate și mai bine, ia uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta aici, uite ce a făcut, are un pui aici, aici, e mama cu copilul, da, Bă, repet, cum spunea colegul pe Instagram în comentarii, vai, dar nu-i wow. Băi, nu fi wow la gust, nu-ți place ție înseamnă. Dar pf, să menții un prun fără tratament și să-l aduci, uite aici, cred că l-o atins ceva. Să culegi un dita mai prunul. ne-aș vedem. Haide băi să fim serioși despre ce vorbim. Ia. nu mm, uite și aici. Deci datorită îngrămădirii, eu așa consider că datorită îngrămădirii apar, apar treburile astea. Nu știu, eu unul eu unu, uite, astea mici le dăm jos, nu avem nevoie de ele, mititelele astea le dăm jos, dar cred că vreau să le număr la urmă să văd câte

Și are și un pic de vermișoară acolo? Se pare că da. mi mm, mm. Mie așa îmi place să o consum. Mai cărnoasă. Mai cărnoasă. Carne. Dacă vrei să procesezi, dacă vrei să procesezi acest soi, într-adevăr trebuie lăsat la maturare de plină, zic eu. E mult mai dulce. Dar mie mi îmi place să deci dacă, dacă m-am hotărât să-l păstrez și asta e, e logic, că o să-l și -l mulțesc. Și atunci când voi avea 4, 5, 10, 15 pomi din acest soi, da, um, um, deja cadă. Uhum. Uite, orice ce se ține aia acolo. Mă scuzați că mănânc și vorbesc în același timp, dar asta e situația. Ia, unde mm, asta e, e compromis. Cam așa arată culoarea pulpei la supracoacere. Are, prinde și o tentă de roșiate când ea. Ce v-am arătat eu, nu e la supracoacere, e de consumat pe timp de vară, să te hidratezi, să e vitamina C și ce mai conține? Uh -huh. Mai sunt? Trebuie să le cauți. Nu mai sunt? Nu mai sunt. Uite una aici ascunsă. Uh -huh. Și gata. Băi, eu cu siguranță. Na, uite, avem aici la bază ceva. Opa, opa, uite. Da, deci pentru procesare trebuie lăsat pentru magiun, mă refer, pentru asta. dar păi, da, compot, magjun da, magiun. magiun. Că am gustat și la maturitate de plină. Are o dulceață de moare lumea. Nu știu. Dacă aveți alte opinii despre acest soi și dacă l-ați cunoscut, dar vă spun eu că nu-i cum spune colegul. Wow, este un soi bun, deci fără tratamente, despre ce vorbim. Păi gândiți-vă în felul următor pentru pentru o cultură de prun, pentru o cultură de prun și mai aici mă refer la uh, Stanley uh, Anaspet um danje na soiuri clasice că sunt sunt soiuri nu mai spun nu le mai înșir acum pe toate soiurile românești de al de Diana și Bianca și de al de Ștefan și de al de Vasile și de al de cum îi cheam n-am reușit absolut nimic și îi pruna clasică lunguiață și nu știu ce în serios pentru care trebuie să aplici, pentru care trebuie să aplici, nu știu câți de mii de tratamente în timpul înfloritului, la scuturarea petalelor. După scuturarea petalelor la bob, la nu știu ce, și nu toate, toate pe bază de insecticid, toate pe bază de insecticid, pentru că tu, o cultura de prună are doi factori doi factori majori de pericol, și anume insecta viespea prunului care se spune că din floare acolo nici nu nici nu se deschide bine floarea, și vine viespea și își depune ouăle și îți face cultura varză, nu contest cine are plantații de prun că am și lucrat în livezi de prun și nu poți să-i spui omului altfel decât că s-a confruntat probabil și ani de rândul cu această problemă. După aia mai este gânda cu păros care vine și mănâncă florile. După aia mai este ce mai este frate, la capitolul de nu, la capitolul de insecte am terminat cu insecte, de este viespea prunului și gânda cu păros. După asta, dacă ai sezon dacă ai sezon cu primăvară prelungită în ploi și umiditate, pf, săptămânal cupric plus alte minuni și așa mai departe. Deci eu nu mă bag în treburile alea, doar efectiv fac o analiză Uite, de la un singur pom. Deci dacă aveam 5 pomi de genul ăsta, înmulțit ori 5 n-am cum cam camera în mână, dar cam câte kilograme să fie aici? Fu! suficient, suficient să suficient să faci treaba mă bucur efectiv știu, într-adevăr, într-adevăr dacă am dacă am la acest soi primăvară cu foarte multe ploi cu foarte multe ploi și nu-i aplic tratament să stric niște treburi aici, am foliaj și nu am cultură, pentru că am pățit-o an trecut. Dar anul ăsta fiind o primăvară așa mai prietenoasă, fără prea multe ploi și fără prea multe nebunii, după care o vară extraordinar de călduroasă, ceea ce se pare că îi place acestui soi, eu sunt mulțumit să rămână boierule, mi-am lăsat aici, deci toate creșterile vegetative sunt lăsate special pentru a recolta ramura și al înmulți. Și dacă mai îngăsesc încă 1-2 nu, prunii sunt uite, că pe, pe linia lui am încă unul, doi, trei, patru, cinci uh, soiuri uh, cumpărate care se presupune că ar fi ok. să rămână aboierile, nici nu-mi trebuie mai mult. Nici nu-mi trebuie mai mult. Și bineînțeles că anul ăsta se consumă în stare proaspătă, după aia încep să altoiesc, după aia încep să fac, să-l înmulțesc, să, înmulțez, să mai plantez, pe aici, nu ce, ajung și la procesare, pentru că nu mă bag. Deci eu când aud capitolul, când aud capitolul prun pentru distilare, eu deja am părăsit scena, nu mă interesează. Nu mă interesează dacă am părerile mele, dacă vrei să distilezi cu adevărat și să faci rachiu, că nu poți trăi fără rachiu, sunt și alte manevre de distilat, este corcodușa, este zarzărul, este chiar și caisa care mai cade pe jos, că nu toată caisa, dintr-un cais, nu toate caisele îți ajung în perfectă stare de a fi Consumați sau vându și atunci adun de pe jos și faci un de bea de sat, m-ați înțeles? Eu nu știu dacă aș avea curajul dată să bag așa ceva la aracheu. Într-adevăr, vor fi soiuri care băi, nu au valoare de, de piață și de, de consum în stare naturală și atunci cei strict soiul, a, ah, încă un soi, Eduard, iarăși un soi pentru... Dar eu la, la livada care am lucrat de, de, plu, de, pruni, toate soiurile alea, Stanley, Eduard și nu mai știu care mai erau vreo două, totul era pentru distilat, frate, nu, deci nici nu se gândea vreodată să vândă vreo prună sau să o proceseze, să o transforme într-un magiun, într-o chestie. Eu sunt mai degrabă pentru specialități, pentru consum în stare proaspătă, ai pus pe masă așa ceva ca și desert, pe vară ești campion. După aia, după aia dacă mai faci un magiun și o chestie și pe timp de iarnă, iar ești campion. Și cam atât cu soiul nostru Black Diamond. Este singurul soi japonez cu care am avut succes. Și cam asta este. V-am am prezentat realitatea de la fața locului și cu plusuri și cu minusuri. Aici cred că a fost un atac de afidi sau de purici sau de alte. Băi, bă, da, am avut, am avut prun. Tot așa, prunul nu știu care, prunul pământului, prunul universului, prunul ce... Ce era negru când băgam mâna așa? Era negru de păduchi, negru, negru, îl devora în două săptămâni, nu mai era frunze. Mă înțelegeți să nu uitați un aspect. Promovez tot ce merge, ce este bun și merge fără tratamente chimice. Pentru că nu otrăvesc propriul desert sau propria hrană.